Primăria Brașov sprijină organizațiile non-guvernamentale din municipiul Brașov și în acest sens își dorește să vină în ajutorul lor prin creșterea capacității organizaționale și prin întărirea dialogului între instituții și organizații. Am prezentat astăzi detaliile proiectului CRESC, Centrul de Resurse Sociale Comunitare, un proiect finanțat prin POCA, pe care Asociația Rază de Speranță îl desfășoară în parteneriat cu Primăria Brașov. Implicarea primăriei în acest proiect este datorată faptului că ne dorim ca organizațiile din Brașov, în special cele care se ocupă de incluziune socială, educație, tineret, să poată fi puternice, să poată dezvolta proiecte pentru municipiul Brașov și să poată deveni un actor relevant de dialog pentru autorități. Ce îmi doresc eu pentru Brașov este să devenim o forță și în acest sens, în calitate de președinte al Asociației Rază de Speranță și în calitate de promotor al acestui proiect, invităm ONG-urile care au activitate preponderentă în domeniul asistenței sociale, servicii sociale, educație și tineret să se alăture acestui demers de a crea o rețea non-formală, cresc, așa se și numește, să creștem capacitatea acestor ONG-uri, să creștem capacitatea lor de a dialoga și a deveni un partener alături de Primăria Brașov. De asemenea, vin cu o rugăminte și către instituțiile publice de a se orienta și de a fi disponibile și dânsele prin reprezentanți de a se alătura acestui demers. Ne propunem în cadrul proiectului CRESC să desfășurăm un număr de 3 programe de formare profesională pentru reprezentanții ONG-urilor din Brașov și a instituțiilor publice. Ne referim aici la cursul de facilitator de dezvoltare comunitară, manager de proiect și specialist în activitatea de lobby. Aceste 3 direcții pe care dorim să organizăm cursul de formare sunt importante din mai multe perspective. Pe de o parte, ONG-urile au nevoie să-și dezvolte resursele umane și sub acest aspect au chestiuni legate de a învăța cum să colaboreze cu instituțiile publice, cum să influențeze politici publice și un alt aspect important ar fi acela de a învăța să gestioneze și să implementeze proiecte.